În urma descinderilor de la domiciliile percheziționate au fost ridicate mai multe dispozitive de mărunțit, tocat și ambalat tutun, 100 de pachete de țigarete netimbrate, câteva kilograme de tutun și un pistol cu aer comprimat. Potrivit anchetatorilor, traficanții vindau tutunul atât pe raza județului Olt, cât și la diferite persoane din țară. În acest fel, membrii grupării ar fi creat un prejudiciu statului de 2,7 milioane de lei. Opt dintre persoanele audiate au ajuns în arestul IPJ, pe numele lor fiind demise ordonanțe de reținere. Acestea vor fi prezentate mâine magistraților cu propunere de arestare preventivă.